Școli, grădinițe, licee, locuințe, sociale, instituții și blocuri anele, toate din Târgoviște fără căldură când iarna și intră în drepturi. Da, aceasta este realitatea cruntă. 13.000 de copii din Târgoviște învață în frig. 6 grădinițe, 8 școli gimnaziale și 9 licee din Târgoviște nu au căldură. Municipiul Târgoviște a renunțat din acest an la sistemul centralizat pentru că Societatea de Furnizare a Căldurii și-a încetat activitatea în luna mai, intrând în insolvență. Autoritățile au decis să monteze centrale termice, în special în unitățile de învățământ. Durează însă și iarna și intră în drepturi. Președintele PDL Târgoviște, Iancu Caracota, în cadrul unei conferințe de presă, a ținut să comenteze pe acest subiect la ordinea zilei. Foarte clar și răspicat, Iancu Caracota a spus că târgoviștenii la acest moment plătesc costul incompetenței clasei politice. Târgoviștenii plătesc costurile incompetenței clasei politice. Este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem și nu numai a unei clase politice, toată clasa politică au făcut greșeala să nu înțeleagă că dacă ei ar fi venit efectiv în februarie-martie cu această soluție, ar fi intrat în Consiliul Local, atunci în mod sigur executivul probabil că ar fi avut timp să deruleze acest proiect, să-l numim proiect, adică de montarea centralelor termice și astăzi am fi fost mai liniștiți și copiii nu ar fi înghețat prin școli, pentru că vreau să vă spun un lucru, drama e mai mare decât o vedem la început. Ce ați spune dacă copiii s-ar îmbolnăvi și bătrânii care sunt foarte sensibili și s-ar umple spitalele? Costurile care ar fi foarte mari. Alături de președintele Iancu Caracota s-au aflat și doi consilieri municipali, doctorul Claudiu Dumitrescu și profesorul Honorius Moțoc. Doctorul Claudiu Dumitrescu a afirmat că dumnealor nu pot fi acuzați atâta timp cât au votat ori de câte ori s-a adus în Consiliul Local proiecte legate de încălzirea în municipiul Târgoviște. Noi nu putem fi acuzați că am întârziat sau că n-am găsit o soluție referitoare la furnizarea de agent termic, având în vedere că noi am votat deci consecvent, atât primul proiect în 2012 al executivului, cel cu centralele în condensație, cât și cel de-al doilea proiect la momentul care a fost prezentat. Deci dacă la primul proiect am fost singurii care am fost de acord cu respectiva posibilă investiție, la al doilea am fost solidari atât noi și cât și consilierii Partidului Social Democrat. Dar de întârzieri nu putem fi acuzați pentru că la momentul ăla a fost supus votului nostru în Consiliul Local. Deci ultimul a fost la începutul lunii septembrie și anumite întârzieri inerente erau vizibile sau anticipabile încă din momentul respectiv. Și profesorul Honorius Moțoc a afirmat că în acest caz clar a fost votul de oportunitate și nu alte interese. Mai mult, domnia s-a spus că de vină sunt și direcțiile de specialitate ale primăriei care au întârziat. Votul ăsta este o chestie de oportunitate. Deci este oportun să aprobe așa? Bineînțeles. Însă, în continuare, instituțiile care aveau obligația să pună în aplicare s-au mișcat încet. Proiectul nou, cel care se aplică, el s-a întârziat pentru că nu s-au îndeplinit îndatoririle în timp direcțiile de specialitate ale primăriei. De fapt, noi tot cocoloșim. Aici este vina. În opinia profesorului Honorius Moțoc, la acest moment, măsura pragmatică este ca toți cei 13.000 de copii să nu mai fie chemați la școală.